Marți a fost o zi de foc pentru pompierii sălășeni aceștia au fost solicitați să intervină la stingerea a trei incendii, căldura excesivă a fost cauza izbucnirii acestor incendii. Garda de intervenție Cehu Silvaniei a intervenit la un incendiu de vegetație uscată în localitatea Lelei, județul Satu Mare. Focul s-a extins la o plantație de salcâm și goruni. Aceiași pompieri au fost solicitați să intervină și la un incendiu izbucnit în localitatea Băsești, județul Maramureș. Potrivit locotenentului Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj, flăcările au mistuit aproximativ un hectar de vegetație uscată. Tot în cursul zilei de marți, secția de pompieri Jibou a intervenit la un incendiu de vegetație uscată declanșat în curtea unui operator economic din Jibou.